uite cum mă mișc. Buenas noches, señores, señoritas, muchachochos. ¿Cómo estás? Adică, cum e statul? După cum bine observați, asta nu este o pălărie, este un cuibar de mexican. Aici pun mexicancele ouăle mexicanilor, ouăle găinilor de mexicani. Aici se pun și asta e o curea de mexican, o țin pe umăr, pentru că dacă o prind de mijloc, cine știe unde îmi găsesc eu mijlocul, mă mai încurc pe aici și pot să o prind și mai jos și cine știe de ce m-a găsit. Lăsați așa, o pun aici pe umăr ca să se vadă că am umăr de mexican. Auto, știu, umăr de mexican am. Și aici pun femeile de ouăle și le fac omletă, pentru că mexicanii dorm cu ouăle pe noptieră ale găinilor de mexicani, să știți. Am să vă explic puțin cum o știu, asta este un mexican mai mic. Da, pentru că sunt mexican mai mari și mexican mai mici. Este un mexican mai mic, are și pălărie mai mică, eu de aceea. Adică, e chestia ce... Ăsta are ouăle mai mici de găină, adică nu are ouăle cum avea celălalt mai mare. Și stai să pun și guma de aici, de la mexicanul mai mic, pentru că unde e guma nu e glumă. Să vă explic puțin cum se face rost de o mexicancă, pentru că nu e ca la noi, te duci și iei fata... Nu, bă, nu. La ei e altfel, domnule. La ei este lupta între taur și toreador. De? Păi toreador este... Stai că vă arăt cum este toreador. Este un bărbat așa înalt, bine făcut, solid, cam așa este unul. Asta apare dintr-o parte așa și taur apare din... Unde e taurul ăla, mă? Și toreador, numai puțin, să facem puțină ordine aici. Toreador, treci, vă rog din suflet. Hai mai repede. Mulțumesc. Domnul Taur, vă rog din suflet. Deci, acum o să vă descriu lupta dintre ăsta, toreador și Taur. Deci acolo este toreador, ăsta este rău, este hotărât să omoare tot. Vede din partea asta. Eu am venit, dar nici nu mă simt prea bine, nu prea mă simt prea bine. Ați văzut vreun taur pe aici? Adică nu, că doar întreb, n-am nicio treabă, știți că tribunele pline. Olei! Taceți, măi, copii, ce ulei? N-avem nevoie. Ce vreți să-l prăjim pe taur în ulei? Stați liniștiți. Adevărul este că ai strigat ulei, dar asta era apă tot. Știți? Dacă cumva ați văzut vreun taur, să-l spuneți și mie. Nu, am impresia că nici n-a venit taurul și... Dacă n-a venit taurul, adică nici să nu... Taur era în partea asta, nu l-am văzut. Era taurul supărat. Are. Uitați, aici stătea supărat. Taur era pe abur. Și ăsta l-a văzut și... Doamne, ce mare, uite ce... Ăsta mănâncă oameni, ăsta nu mănâncă vegetale, uite cum mă dum. N-ar fi bine să... Olei, taceți măi din gură, nu olei, că mă zăpăcești. Să rămâne, domnul Taur. Ce mai faceți? Am venit și eu cu orchestra. La 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 la. Uite, avem de toate și... Ce faceți, domnul Taur? Că suntem pregătiți, uite. Avem de toate și aici și... Serios, dacă mai am și probleme, vreți să-l cunoașteți pe tata? Vreți să-l știți pe tata? Domne, tata, vină încoace, să vedeți că tata e cu mine, eu nu mi-e niciodată sigur, serios. Tata, vină, domne, încoace, nu mă... Fiți atenți că tata apare acum, domnul Taur, uitați, tata, vine. Muchachos, vină, tata, vină încoace. Hai, eu și noi, muchachos, vreau să fac un zilele meu, domnul Taur. Ăsta este fiul meu, ce faceți, domnul Taur? Dați-mi, domnule, copii, dar stați ca să... Domnul Taur, ăsta este fiul meu. Eu m-a spus că ăsta e tata, domnul Taur. Cine l-a găsit pe bolnavul ăsta? Pleacă, mă, de aici, n-am văzut. Pleacă că-s supărat asta. Mă mănâncă copitele, cred că o iei. Domnul Taur, știi ce se întâmplă? Eu trebuie să... Ne-ai dat un păr în gură de la tamuzată lui tata. Uite, un păr mare de la tamuzată. Domnul Taur, vreți să vă... cu sulița, știți? Eu n-am, de fapt, sulița, am un briceguș. Un briceguș care nu-ți apă, uite... Nici nu mă doare pe cuvânt, dacă nu... Hai să avem un loc anal mai tare ca să vă... să vă puțin pe dumneavoastră. Vă rog, domnul Taur, zic că mi s-am desprins și bredeaua de aici, că... Am emoții cu dumneavoastră, domnul Taur, să știți că... Hai numai puțin, uite... Ce simțiți? M-ai întrebat.
Și față era taurul, clasa 1, clasa 2 și vagon de dormit. Și ca să le ia pe ăsta, din caz de îl se păcesc. Dom'le, și începe lupta între ei. Vine ăsta cu... Taurul, ai, ai. Îl rup și pe ăsta cu fluierul. Dom'le, eu am fluierul, că am băt fluierul de la... Nici nu-i fluierul meu. S-a luat taurul și după ăsta. Dom'le, ce a fost acolo nebunii? Au omorât pe câțiva din tribune, a scos ăsta un cearșat din ăsta roșu. Și taurul nu stă la roșu, cum sunt taximetriștii la noi. Ei trec pe roșu, dom'le. La verde ei s-o opresc, să știți. Adică, asta, mă rog, l-a zăpăcit pe ăsta la nebunii și a rămas... Taurul a rămas cu... A rămas cu mexicanca. Adevărul este că și mexicanca vrea să rămână cu taurul, pentru că... Adică... Nu putea să rămână fata cu băiatul, că el avea o suriță, dar o suriță mică. Ce să faci cu Antonia, doar cu suriță mică? După aceea a dat telefon la agenția asta de tauri și a spus: alo, agenția de tauri, sunteți sau mai aș dori să mai trimiteți vă 3-4 tauri, că ăsta e obosit, dar s-au muiat coarele, gata, s-a terminat cu el. Da, și adevărul este că, domnule, tot ce se întâmplă din dragoste. Dar cum? Toreadorul, după o luptă, de regulă, se ducea la un hotel obosit. Și cum a intrat așa pe holul hotelului, a auzit la o cameră niște voci de bărbați. Erau doi bărbați într-o... Doi bărbați după voci, că nu-i... Serios, când au auzit, făceau... Ăsta s-a oprit așa la ușă. Acum tu deasupra. Opa! Opa! Se hotărâți, băi? Acum hai tu deasupra. Nu, mai bine nu. Ia așa, ia. Acum hai, amândoi deasupra. Opa! Și doi înși închideau o valiză. Totul, v-am spus că numai dragostea este cea care reușește să unească sufletele, că încă de pe vremuri, doamne, dragostea asta... Păi dragostea asta există din cele mai vechi timpuri, încă omul primitiv, care era primitiv și ăsta avea suflet în el. Domn, ce suflet avea, vedea așa, nespălat și amărât, tot timpul umbla cu măciuca să rezolve problemele de hrană, de astea, de... Na cum? Dar s-a săturat și el tot cu dinozaur, cu ăsta, și-și căuta și el femeia, nu știu cum, că de la foc a pornit treaba. S-a încălzit și a zis, opa! I s-a părut lui că e bine la căldură, așa, știi? Când s-a încălzit aici, atunci a fost nenorocirea, a zis, am nevoie de o femeie. Adică el a zis în felul lui... Adică ce v-am tradus, am nevoie, nu stați liniștiți că vă traduc imediat. Ce se întâmplă, că umbla omul primitiv prin pădurile alea. Vai de mama lor, ce păduri, știi? Și... Adică el a zis, domnule, ce mă fac, că-s plictisit, înțelegi? Adică nu, este conversație de zi cu zi, nu intră în detalii. Și cum merge așa, am văzut la malul Răunețului o primitiviță. Era acolo, dați că vă arăt imediat, ca să nu... Era aici la... se spăla pe... se spăla pe picioare, așa, știi, și pe toate picioarele se spăla și ăsta a văzut-o și a început să... Ce-ai, mă? Ce-ai, mă? Mi-a căzut pielea de pe picior. Stai, mă, liniștit aici. Stai liniștit aici. Stai că avem discuția cu tine mai târziu, ai răbdare, că nu este... Deci o vede omul primitiv? Eu,
Unii, unii, unii. Și-a luat femeia cu el, uite așa, știi? Că ei nu știau să folosească corect măciuca, înțelegi? Cum să lovești femeia cu măciuca în cap? Încă nu știa omul primitiv ce să facă cu măciuca, știi? Și, mai târziu a apărut cavaleria, deveneau îmbrăcați în costume de armuri. Și vorbea: Maria, 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 uner, 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 uner. Până s-auzea din armură că era mic, nu, armură era mare, dar el... Și venea Maria: a venit de cruciadă. Ea credea că din cruciadă vine mai tare. De unde? Că sărac era tot plin de rugină, de asta se dezbrăca Maria. Și el începea: unde e cheia de Paște? Că nu mă din mutică asta s-a ruginit. Și până să dezruginea, îmbătrânea în armura aia, știi? Și fata rămânea fată... fată mare, deveneau turci să o... să învețe cum să folosesc rulmenții, adică... mă rog, adică totul a evoluat și până când a ajuns în vremea asta mai modernă. Acum mai altfel? Doamne, mai modern așa, în 1940, știi, când erau băieții foarte timizi? Și fetele erau, da. Ei, acum ce să vă spun, că să zice că acum ci că băieții sunt mai înfipți. Ei, și fetele sunt înfipte, acum nu știi care e înfipt mai tare, știi, adică... Da, era, știi, era... Băieții rușinoși. Fata era îmbrăcată complet, se vedea numai mâna. Și de-aia se cerea mâna, și că mă duc să-i cer mâna fetei, înțelegeți? Pentru că numai mâna se vedea. Că fata n-avea nimic să se vadă la ea, nici o carte tehnică să vezi, domne, de unde se demontează, ce se demontează, ce se pune pe noptieră, ce se ia cu tine în pat, ce se duce la baie, adică nu știai ce să iei din fată, să folosești, nu? Și atunci sigur că omul se ducea, zicea: domne, mă duc să cer mâna fetei. Și când băiatul era așa de timid, fata îi spunea: măi, ai grijă când vii la tata să știi pentru ce vii, ineluș, învârtecuș. Ai înțeles? El se concentra înăuntru lui, de asta făcea cu ochii așa, ca să vadă pe părți ce are, știți? Adică asta era nebunia. Și ajungea la casa fetei și bătea la ușă. Deschidea ușa. Mamă, să rămână, Doamne, gici. Oleule, ce vrei, mă? Eu am venit ca să vă... Ai venit să spargi casa, mă? Nu, nu, eu am venit ca... S-a uitat pe geam la fată. De ce am venit? Ai venit ca să mai... Eu am venit ca... De ce am venit? Ai venit ca să... Eu am venit ca să vă... În felul ăsta se făceau căsătoriile, adică erau oameni serioși când se duceau să ceară ceva, știau ce să dea înapoi, adică cu mâna, totul pleacă de la mână, să știți, adică și până la urmă tot la mână ne întoarcem, că în caz de nu ne descurcăm în căsătorie, punem mâna pe telefon, pe lucruri din casă pe care le folosim în scop util, desfășurare în bune condiții a căsătoriei. De exemplu, melesteul, covertura, frânghia, de rup, acum, știți? Și inclusiv treaba asta, care se numește curea, care se folosește în acest fel, dacă îmi permite să vă... să vine în casă, hotărât, uite așa. În casa asta eu sunt legea, băi! Și apare ea, în capoțel. Ai spus ceva, iubitule? Da, ea așa ar fi vocea ei să ia spune: ai spus ceva, iubitule? Vreau să mă stor gâtul, să văd de unde să mă strâng, să o iau. Mă duc, am întâlnire
cu primarul. Adică primarul este primul om care îl traduce și la gata, de undeva. Deci totul pleacă de la dragoste, cu relațiile între bărbați, cu relațiile între femei. Vreau să vă spun că și eu sunt îndrăgostit. Doamne, ce îndrăgostit. Doamne, vine că mi-e așa o rușine că... Așa, adică, vaine, așa mă excită chestia asta pe cuvânt, așa e o cravată păroasă, așa, și zic că eu, din cauza dragostei, eu pot scânt să dansez, da, fieți atent! I can sing, I can dance, doamne, să știți cum fac, eu, știți cum dansez eu? Nu știți cum, doamne, cum dansez? Nu știți cum, doamne, cum dansez? Voi, dar cum dansez, dar voi de mine, cum dansez? Eu nu vreau să vă dansez, să nu vă zăpăcesc, că, domne, voi! Domne, știi cum dansez? Știi cum dansez? Adică dansez acum numai cu ăsta, cu dreptul, pentru că... Ca să nu dansez cu amândouă, că vă rup, adică n-are rost. Uite numai cu dreptul. Uitați ce... Fiți atenți puțin ce balansa. Voi! Băi, stați puțin, nu că... Nu, 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 e ceva dereglat aici, am impresia că mi-a căzut o șaibă, uite că s-a dereglat. Măi, stați puțin, nu mă înțeleg deloc cu picioarele astea, serios, dacă nu am... Stai mă, liniștit, mă, ce faci tu acolo, demonstrație, stai puțin, că oprește, de ce e? Stai, lăsați-mă să vorbesc și eu, nu mai voi, că... Ție, ți-a căzut pielea de pe față, ăsta e zăpăcit, ce-i cu tine? Stai liniștit. Deci acum dansez cu dreptul, fiți atent, uite, am mișcarea asta din bazin, vedeți? Pentru că în bazin se adună toate, serios. Și când începe dansul, te clătești, uite așa, uite, clătești totul ce se întâmplă și... Atenție că am pornit acum, uite aici. Deci am pornit acum, uite aici, uite aici. Ce-ați cum dansează? Ce faci, bun, dansez? Păi nu așa am văzut acasă că dansez, numai puțin, ca să am o discuție cu el, stați puțin. Ce faci, măi, nesimțit? Nu te așa am văzut acasă că dansez aici, mă faci mine de rest acum, că nu știu ce să dă pe cuvânt, dacă mă super de nimă, te zăpăcesc. Dacă tu mă super pe mine, eu pe... să știi că acasă nici măcar nu te mai spăl, fii atent aici. Fii atent aici, că nu primesc cu tine. Mă iertați, ăsta e mai... Da, stângul, domn... Stângul e maestru coregraf, fiți atent! Voi de mine, cum... Domne, cum dansează... Nici păr n-are pe el, domn... Știți cum e? Ăsta este feminin, este piciorul meu care pleacă în vecini, mi-aduce vecini... Adică, treaba lui ce... Odată am călcat cu el într-o... Era așa, niște băieți stăteau așa sub... sub un brat, am crezut că... Taie bradul, știi că făceam așa, luau și uite-te și tu, dă-mi și mie să mă, dă-mi și uite și... Am crezut că ei taie bradul, serios. Eu n-am avut de unde să știu ce se întâmplă ei acolo și m-am dus la niște... Am fost și invitat acasă la cineva ca musafir, adică de ce să nu fiu? Și din cauza lui că avea așa un miros ciudat, nu știu cum... Am mers cu el numai în spate, așa, știi, adică... Asta a rămas în spate, serios, că nu l-am dus, dar ei erau toți foarte încântați, făceau... Cred că erau răciți, serios, dacă... Erau, domnule, răciți, era o vreme mai ploioasă, așa. Și când mi-am pus picior peste picior, au plecat toți de la masă, adică am putut să mănânc liniștit, a fost foarte interesant. Asta este piciorul care mai... Da, cum dansează, doamne! Hai să te pup, că... Doamne, cum dansează! Ce, mamă, ce... Ce genunchi mi-ai dat, fii atent, când... E să vorbesc între ei, nu? Să fac, să genunchesc, să... Hai că acum, gata, lăsăm discuții. Fiți atenți cum nasesc cu ăsta, fii atent. Am altă mișcare, ia uite. Uite, atenți când... Uite-l! A plecat, v-am spus, păi nu, stă pe loc. Ce aveți, măi? Ce aveți, mață, nebunit? V-aș certa ce-i cu voi? Vă rog să mă iertați, am impresia că este ceva în neregulă între picioarele mele. Nu știu, nu știu ce se întâmplă aici. Măi, așa când te-ai luat odată și te-ai zăpăcit... Fii atent, când stai să vezi ce-ți fac eu ție, vezi ce-ți fac eu ție, eu te zăpăcesc odată de nu te vezi. Știi ce-ți fac, măi? Vă rog foarte mult să nu țineți partea cu asta. Știi ce-ți fac, te zăpăcesc acum. Ce-ai impresia, că ești așa de capul tău? Ai văzut? Ai văzut? Și tu de ce te-a spus? Te zăpăcesc și pe tine când te zăpăcesc aici. Și tu ce faci aici? Ce tot zângânești? Când te zăpăcesc și pe tine? Uite că mi-am agățat mâna acum. Te vă zăpăcesc aici pe toți. Și tu ce vrei, mă? Stai că acum sunt nervos pe toată lumea, fii atent aici. Ce aveți aici? Aoleu, stai că... Stai mă, copii. Băi, am glumit, pe cuvânt că am glumit. Stai. Măi, stai. Numai puțin. Stai că... Nu, că eu am probleme cu picioarele, serios, dacă v-am spus că... Aoleu. Copii, stați puțin. Eu nu vreau să merg în partea aia, să știți. Nu, stai, nu m-ați înțeles, că trebuie și eu să vorbesc, că... Mai aici.
Da, mă, liniștiți, ce aveți aici, că eu sunt nebunit, că eu vreau să vă spun... Aoleu, dați-mă puțin, am aici o chestie care mă ține de mă zăbăcește, uite, nu știu, de... Opa, mi-a ieșit mațul. Măi, de unde am eu mațul ăsta, că mă... Aoleu, mamă, ce am... Te pomenești că nu mai pot să mai mănânc dacă nu mai pot să mai... Din cauza voastră de la picioare, las că vă zăbăcesc eu pe voi, că... Copii, unde plecăm? Stai puțin! Stai puțin! A venit caie! Stai că vreau să vă spun că... Stai mă, vreau să vă spun o chestie... Aoleu! Mai băi! Mai băi! Stai puțin că vreau să vă spun că... Măi, stai puțin, că scot mă tot mațul acum când mă zăpăcesc. Din cauza ta e treaba asta, să știi. Mă simt altfel acum. Îmi cade fundul, pe cuvânt dacă nu. Mi-am luat tot gonul care îmi ținea. Ce mă fac, îmi cade tot pe cuvânt acum, dacă... Mi s-a dus aici în călcâie, stați puțin. Măi, băieți, vă rog foarte mult să nu mă supărați, pentru că să știți că eu sunt foarte rău și mă fac... Ce aveți, mă, copii? Stai, mă, liniștit. Hai, fă-ți da blaua, haide. Măi, n-au zis să mă lăsați, bate? Lăsați-mă, copii! Aoleu, stai puțin, aoleu! Mamă, ce alunică să vede aici! Parcă se pe patinoară, ce vede aici! Nu am nici aici! Stați puțin, copii! Stați puțin aici! Aoleu, stați puțin! Aoleu, ce mă fac? Mamă! Pe cuvânt, dacă nu mă dorșeam. Hai! Unde mergem, copii? Stați puțin! Aoleu, unde mă duceți? Stai puțin! Stai că mai am ceva de spus, Epci! Copii, stați, că mai am ceva de spus! Pe cuvânt, dacă nu mai am o chestie să spun! Nu, am o teamă să-mi spună ca oameni buni! Măi, stați puțin, că am să vă spun ceva, măi, picior! Stați puțin aici, că nu sunt... Măi, piciorilor, stați puțin, că nu vorbim de treaba aici! Pe picioarele, stați puțin, puneți, serios. De-abia l-am dechizat să nu mă cunoască picioarele pe cuvânt. Doamne, Simeon. Simeon. Nu mai pot, așa rămân crecânat pe cuvânt, dacă nu fiți atenți aici. Ia uite, mi-a căsut bășica, fiți atenți. Ia uite, da. Aole, ce-am zis.